Ok, azi nu o să fie neapărat despre poze, ci mai mult despre o altă pasiune a mea, și anume filmele, că mă uit foarte mult la filme și nu degeaba este o bilă în spatele meu acolo. Aia este sala de cinema IMAX și astăzi Cinema City mi-a oferit oportunitatea de a mă împlini un vis din copilărie, și anume să descoper o zonă. Dar hai mai bine cu mine înăuntru, hai să vedeți despre ce e vorba. Sunt în sala IMAX de la Cinema City și am venit astăzi să văd premiera sau avantpremiera, sau nu contează. Am venit să văd Captain America Civil War. E un film foarte fain, dar pe lângă asta, pe lângă faptul că mă aflu în sala IMAX, am venit cu un alt scop. Și anume, vreau să îmi împlinesc un vis din copilărie. Și ăla e fix camera aia de proiecție din spate. De mic copil întotdeauna am fost curios să văd ce se întâmplă acolo în spate. Dacă există cineva, singura chestie pe care am văzut-o până în momentul de față e acel fascicol de lumină. Nimic mai mult. Dar astăzi Cinema City mi oferă posibilitatea de a merge chiar acolo în spate și a vedea ce se întâmplă exact și cum se face proiecția unui film 3D în formatul IMAX. Cool, nu? Hai cu mine să vedem cum e. Asta e un lift secret. Cu el am urcat și acum vedem cum arată în camera de proiecție. Yeah. Wow! Salut, Alex, ce faci? Salut, George! Salut! Este George, tu ești vinovat, nu? Cu tot da, ce se întâmplă sala. Sunt de atât de mult timp încât nimeni nu-și dă seama, dar eu sunt ăla vinovat. Deci chiar există un om în cămăruța aia de sus acolo, e prima oară când văd chestia asta. El este George. George, tu te asiguri că fiecare om în sala de IMAX o să vadă filmul pe care l-a plătit, nu? Eu mă asigur mai mult de atât. Mă asigur că fiecare om are parte de experiența IMAX la calitatea ei superioară. Foarte tare, super. Și astea sunt de fapt proiectoarele IMAX, nu? Da. Foarte tare. Cele două proiectoare, proiectorul stâng și proiectorul drept, având fiecare proiector, proiectorul drept este pentru ochiul drept, iar proiectorul stâng este pentru ochiul stâng. Dacă unul din cele două proiectoare nu merge, se pierde și efectul 3D, dar în același timp nu vom vedea cu ochi. Ce ai nevoie de două proiectoare pentru 3D? Poți să mă duc un pic până în față să văd cum se proiectează da, imaginea pe geam? Două ori mai puternică față de sălile normale. Lumina, imaginea este mult mai colorată și mult mai aprinsă față de proiectoarele normale. Foarte tare. Și spune-mi, te rog, mai mult cum se proiectează filme. Mai există peliculă? Se mai proiectează filme de pe peliculă? Sau care e modalitatea? Adică filmul care rulează acum, cum rulează? De unde rulează? Filmul care rulează acum este în format digital. Se află în proiectorul drept, un server care este copiat de pe un hard. Noi filmele acum ne primim pe un hard extern, vine direct din Canada, într-o formă securizată, ca nimeni să nu știe ce de fapt este acest film. El vine sub un nume de cod, cum avem aici filmul The Revenant, el este sub nume de cod Gelstone Terror. Astfel încât nimeni nu o să știe ce film este de fapt până când nu ajunge la noi. Și nimeni nu poate să-l fure. Și chiar dacă cineva va reuși să ia hardul, filmul este criptat. Și înăuntru nu poate să fie decriptat decât în momentul în care va fi copiat de pe hard pe server. Abia atunci filmul este decriptat și poate fi rulat chiar și pe un calculator normal. Deci cum e Jellystone? Jellystone Terror. Cine a văzut Jellystone Terror vreodată? Toată lumea. Foarte fain. Nu știu, eu sunt efectiv fascinat, pe bune. Deci chiar sunt fascinat de ce văd că este prima oară când ajung într-o cameră de proiecție de cinema și tocmai la IMAX și sunt obsedat de IMAX. Dar mi se pare totul, cum scrie aici, mult prea digital. Avem să vedem undeva cum era pe vremuri cu pelicula? Da, chiar în această încăpere încă avem un mini muzeu. În partea dreaptă avem proiectoarele digitale, care are și chiar acum un film în sală, iar în partea stângă avem strămoșul lor, proiectorul pe peliculă, proiectorul vechi, care înainte se rula peliculă de 70 mm, tot la fel cu două ochiuri, ochiul stâng și ochiul drept, având aceeași intensitate a luminii pe ecran, mult mai puternică față de sălile normale.
Și putem spune că era o mașinărie care mânca la propriul film. Oricum zici că e imprimantă Xerox din 85. Așa. Wow, foarte tare. Foarte tare e chestia asta. Dar chiar și înainte, pe pelicula veche, ei încă se chinuiau ca nimeni să nu afle secretul și numele filmului când venea. Da. Bune. Filmul Avatar, care a rulat și a avut foarte mult succes, a venit sub numele de Red Icon. Nimeni nu știa, nimeni nu știa numele lui real decât în momentul când deschideam noi filmul și ne uitam pe peliculă, era scris numele filmului Avatar. Mie tocmai mi-a venit o idee de trollat pe torente, să pui denumirile astea la filme foarte importante și nimeni să nu le delanteze. Foarte mișto. Wow, super tare. Câtă libertate aveți voi în sala IMAX? Adică filmele vin pe hard-uri, le încărcați voi, asta am înțeles. Dacă se întâmplă ceva la proiectoare sau orice problemă ați avea, vă ajută cei din Canada, sunetul, adică mă gândesc că acum când mă uit la toată treaba asta mi se pare o chestie extrem de complexă. În mintea mea era doar un aparat de proiecție, cineva care punea o rolă și de-a ții, nimic mai mult. Dar mă gândesc că deja e mult mai complex tot sistemul. Este mult mai complex, sistemul este chiar supravegheat într-o conexiune de internet cu ajutorul unui calculator și proiectoarele în sine au un creier al lor care în fiecare dimineață în sală niște microfoane și o cameră verifică intensitatea luminii pe ecran și verifică inclusiv sunetul pe ecran. În momentul în care de-a lungul unui spectacol o boxă cedează, noi vom ști a doua zi că acea boxă a cedat și o vom putea înlocui imediat. Astfel încât putem oferi în fiecare zi aceeași calitate a sunetului și a imaginii pe ecran. Iar dacă avem o problemă tehnică și noi fizic noi nu o putem rezolva, tehnicienii se pot conecta la acest calculator și pot controla proiectoarele de la distanță, astfel încât suportul tehnic este oferit de la distanță din Canada sau din China, depinde de orele zilei. Foarte tare. Eu cred că am aflat deja foarte multe lucruri. E foarte fain, deci chiar mi-am îndeplinit o dorință să văd exact ce se întâmplă în spate. Mersi mult, George! Cu plăcere, Alex, te mai așteptăm și... Cum să nu? Poate într-o care ne vedem în sală, direct. Oricum, de aici, cred că se vede cel mai mișto. Adică... Geamul chiar oferă o privește foarte bună. Acum nu se vede, dar sunt oameni acolo jos în sală. E plin de oameni. Iar ei nu știu că noi eram exact, la ei. Da. Asta iar o chestie la care m-am gândit când eram mic. Zi, mă, oare ce face nenea la acolo sus cât stau eu asta? Super, mersi mult. Plăcerea. Ciao. Ciao. Pa, pa. Asta este cel mai secret lift din IMAX. A fost toată experiența asta. Am urcat sus în sala de IMAX și știi care e partea mișto în toată treaba asta cu IMAX-ul? E că sunt foarte multe țări în Europa unde nu există o sală de IMAX, iar în momentul de față România are două săli de IMAX, pentru că tocmai s-a mai deschis o sală de IMAX, Cinema City de fapt a deschis o sală IMAX în Timișoara. Deci sunt două săli de genul ăsta în România, which is freaking cool dacă stai să te gândești. Oricum, sper că v-a făcut plăcere să vedeți cum arată în spate, într-o cameră de proiecție, în IMAX. Ați văzut într-un episod trecut cum arată în Ateneu. Deja mă gândesc să dau drumul la o serie cu locuri de-astea unde oamenii nu au tot timpul acces, sau poate mai puțin, chiar deloc. Unde ar trebui să mergem data viitoare? Ah, știu, la metrou. Sau mai bine lăsați în comentarii unde ați vrea voi să mergem și n-aveți acces.